Bună ziua și bine v-am regăsit, stimați elevi! O nouă temă, o nouă provocare la educație economico-financiară. În cadrul temei bugetul, planul de acțiune pentru realizarea unui scop, vom consolida propriile voastre cunoștințe și experiențe despre finanțele familiei. Mai exact, cum își gestionează veniturile și cheltuielile un menaj, o gospodărie. Un instrument de planificare financiară, bugetul familiei, bugetul lunar, îți permite să planifici cât să cheltui și cât să economisești într-o lună. Te ajută să înțelegi care sunt sursele de venituri și care sunt obiectivele de cheltuieli ale unei familii. Vă propun să identificați principalele surse de venituri pornind de la imaginile de pe ecran. Salariile, chiriile, dobânzile, venituri din afaceri, alocații, pensii. Copiii trebuie să fie de față când părinții planifică cheltuielile pentru perioada următoare, astfel încât să poată să își satisfacă împreună cât mai bine nevoile curente ale familiei. Formula unui buget sănătos este 50-30-20. Este cunoscută și ca regula 50-30-20. Acum vă propun să calculați veniturile lunare ale unei familii. Poate fi chiar familia ta. Adunând cu atenție sumele, veți obține valoarea de 9752 de lei. De asemenea, îți propun să ai în vedere și calculul ponderii salariilor în totalul veniturilor. Să trecem la cheltuielile lunare. Nu uita că acele cheltuieli pe care familia le efectuează în fiecare lună sunt fixe. Cele ce variază de la o lună la alta sunt variabile, iar altele sunt periodice. Dar foarte importante sunt și cele neprevăzute. Vom exersa gândirea economică. Vă rog să stabiliți ce tip de buget are fiecare familie. Prin diferență, sigur ați identificat că familia Ion are un buget deficitar, familia Georgescu unul excedentar și familia Popescu unul echilibrat. Nu uita de sfaturile de pe ecran. O să vă fie utile, indiferent de vârsta pe care o aveți. Nu uitați să micșorați cheltuielile, să atrageți noi surse de venituri și, bineînțeles, să economisiți, iar o mică parte din economii să le investiți. Toate împreună au legătură cu tipul de buget. Cum este bugetul de pe ecran? Este el excedentar, deficitar sau echilibrat? Un aspect aparte al gestionării bugetului de familie, și anume tendința sau spiritul de economisire, este foarte important. Nu uitați că o parte din economie poate investi. Vă spun la revedere și vă aștept din nou în lumea minunată a educației economico-financiare.